Dar pentru că vreau, ca prin acest proiect, Salonul cu Amintiri, să promovăm și un tânăr, o să vi-l prezint pe Tudor Moraru, Tudor Florin Moraru. Te rog să te ridici și să-l aplaudăm puțin. La școala de pian al doamnei Daniela Reia, este elev acum în clasa 11 la Colegiul Mihail Eminescu, de peste drum de muzeu și locuiește tot peste drum de acest muzeu. Inspirat de Eminescu și Gogălnicianu, a început studiul pianului acum aproximativ 7 ani, timp în care a participat la diverse concursuri de interpretare naționale și internaționale, unde a primit numeroase premii. Tudor, în afară de pasiunea pentru pian, prezintă și inclinații compozitice și speră ca în viitorul apropiat să poată participa la selecțiunea compoziției în cadrul concursurilor de profil. Provine dintr-o familie de intelectuali și beneficiază de toată susținerea lor. În această zi o să prezinte pentru început o piesă și pe parcursul de rând, de când o să mai facem așa o mică pauză, o să-i mai dăm cele două piese. Sunt Preludiu în Do diez minor de Rachmaninov, care a compus piesa la doar 18 ani. Povestea de spatele lucrării puțin o știu. Se spune că Sergei a avut un vis, se afla la o ceremonie funerară, la mică distanță era un sicriu înconjurat de persoane înlătrimate. S-au apropiat de sicriu și când a dat deoparte capacul, s-a văzut pe el depus înăuntru lipsit de viață. De teamă a început să strige și plângând o repeta, nu sunt pregătit să mor. Așa s-a trezit din coșmar. Tema acestui prelung al vieții, al morții și chiar al revenirii la viață a constituit sursă de inspirație pentru autor, lucrarea care l-a și consacrat. Cred că toți ar trebui să revenim la viață, mai ales în aceste vremi tulburi. Thank you.
Jan Tiersen este un compozitor contemporan care a scris multă muzică de film. Tema 8 mm reprezintă coloana sonoră a filmului Tabarly. Este vorba despre o barcă ce plutește în derivă pe Marea Înmulburată a Nord Atlanticului, dar care supraviețuiește vicisitudinilor vremei, exact cum se întâmplă în viață. Armonia acestei melodii este magică și ne umple de recunoștință. Vă invit să o ascultați. Să ascultăm intermezzo numărul 3, opus 76, o miniatură pianistică în la bemol major, ce face parte dintr-o serie de 8 piese pentru pian. Johannes Brahms este considerat de către mari critici muzicali a fi o persoană cu o supremă demnitate, cinste și seriozitate. Se înțelege acest lucru din muzica sa. Vă doresc o urmă să plecăm. Thank you.
frumos, că probabil că o să vii să ne mai onorezi cu muzica ta și cu prezența.